Salutare și bine v-am regăsit la un nou story time. De data asta facem un mic story time care vroiam să vă spun de mult. Am schimbat deja harta, da, în fine. Bă, băieți, mă gândeam să vă spun un story time care l-am trăit personal, adică nu e ceva improvizat. Hai să dăm drumul la story time frumos și bam, 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 să strângem minim 30 de like-uri dacă vreți să facem în continuare story time de astea frumoase și care le-am trăit. Se dă drumul, hap, zap, 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 bam, bam, băgăm muzică pe fundal, nu băgăm nimic, glumesc, că avem manele acum. Stai și live în acest moment și facem și story time, știi ce zic? Ceva frumos! Așa că nu uita să apeși butonul de like acolo și dacă nu ești abonat, să apeși butonul de subscribe acolo. Și dacă vrei să primești notificarea, apasă clopoțelul chiar acum. Da, mă, băieții, așa cum am promis, story time este despre două fete, nu le dau numele, că e urât, adică gen poate s-ar uita și ea și îți dai seama, îi apare că unul Marian care a stat cu ea face story time despre ea, știi, ceva de genul. Băi, eram și mai mic, aveam vreo 19 ani, 20 de ani, ceva genul. Și acum îmi plăcea de una din liceu, de la un tovarăș de-al meu. Liana, vă zic atâta, Liana. Oli Pătrașcu se numea. Vă dau direct numele ei, de mult numai, gata, numai. Liana și atâta. Bă, și tot încercam să vorbesc cu ea. Femeia era figurantă, pula mea. Femeia era figurantă, nu mă băgam seama, pula mea. Bă, m-am dus la ea la liceu, învăța undeva prin Crângaș. Toată lumea care cunoaște Bucureștiul și știe unde e Crângașul. Doamna Stanca, liceu, vă zic așa, așa, în mare parte. Eu aveam un tovarăș care era în clasă cu ea, ce crezi, zici nebun? Zic, bă, bagă-mă pe asta că îmi place mult de ea. Femeia era, făcea gimnastică, era bombă cu ceas. Bă, bombă cu ceas, dar nu vă mint, zici nebun? Aș pune și o poză cu ea și cred că vă pun o poză cu ea și eu încerc să editez și să-i pun, să-i ia sub față, gen, știi? Să nu se vadă față, să-i pun ceva pe față, gen. Că e urât. Adică până la mea să apară, gen, pe live-ul meu sau pe chestia asta. Și... Bă, mâncați-și talentul tău. Bă, frate, nu te minți, să n-apuc ziua de mâine dacă te minți cu ceva. M-am dus, m-am combinat cu ea, am ieșit cu ea afară, cu mamă, eram cel mai vesel, ești nebun, bă, și bună, nu mint, o să vă pun poză cu ea acum, așteptați. Și ce crezi, frate? Am început să vorbesc cu ea, am ieșit cu ea, ea mă plăcea, eu o plăceam, am ieșit de vreo 4-5 ori cu ea afară. Și acum, ce crezi? Apare una, frate, tot din liceu de la ea, colegă cu ea. Bă, nu știu cum am fost eu așa prost. Să vorbesc și cu colega ei. Să și spun că îmi place și de ea. Și lua aia să o mint, gen, o mințeam pe aia că îmi place de ea, dar chiar îmi plăcea de ea. Adică, pula mea. Deci mie îmi plăceau de două femei în același timp. Și ce crezi, ești nebun la cap? I-am zis, zic, bă, știi, uite așa, mie îmi place de tine. Aș vrea să ies cu tine, chestii de-astea, știi? Bă, băieți, mare screenshot ce a făcut la Facebook. Și direct mare screenshot ce a făcut la Facebook, iată cum știu eu. Și ce crezi, ești nebun la cap, direct ea ta. Mamă, cu aia, ești nebun la cap și ia-ți-o pe asta, ești nebun, mi-a dat mesaj, bine, tu ce faci, aia, zic, da, iubit, hai să ieși pe afară, dar de ce nu ești cu colega? Și direct screenshot-ul mi-a dat, mamă, zic, mamă, rămas. Și după aia mi-a zis, pe tu ce să te combini cu două și am două din același liceu, nu merge niciodată, zic, bă, n-am știut că e prietena ta, o dădeam și eu în vrăjeală, da, e fine, știi? Și vă mai spun una acum pe scurt așa, care o să, nu cred că o să filmez vreodată, sau o să filmez, că mă doare în pulă. Bă, era una, verișoara una, din bloc de la noi, de acolo unde am stat eu pe cetățuia, și erau doi băieți care încercau să combine pe aia. Niciunul n-a reușit și avea tovarășul al meu capcană, așa îi spuneau toți, avea un de ăsta, un messenger, Juve 08, Șușanu Juve 08 avea, ceva genul așa, știi? Și zic, bă, că el o avea la prieteni acolo, el vorbea cu ea. Zic, bă, dă și mie Facebook-ul, dă și mie Yahoo-ul aia, nu ți-l dau, domne, că n-ai nicio șansă. Bine, mă, și zic, dă-mi parola aia, că noi ne dădeam parola reciproc, intram pe la contul la Șușanu 08, Juve 08, ceva genul, Juve 08, nu mai știu cum era, să mă rămâns la cum aș dă. Da, mă, avea, îi plăcea de Șușanu și de-aia avea așa. Și intru acolo, frate, acum aveam multe pizde pe Yahoo, știi? Mamă, zic, hai să vorbesc eu cu toate pe acolo, am început să vorbesc cu toate, le dea mesaj, bună, ce faci,
până mi-a răspuns verișoara lui asta, care vă zic eu de aia. Și mi-a răspuns verișoara lui aia. Zic, mamă, ce frumoasă ești, până am început să vorbesc cu ea. Eu acum nu știam lucrul ăsta, că ăsta vrea să o combine și încă unul din bloc vrea să o combine. Și eu m-am dus până aia, zic ăsta, băi, zic, băi, capcana, hai că am găsit una bună, rău de tot, hai să mă întâlnesc cu ea. Ăsta care, domne, cum o cheamă? Lasă-mă că ți-ai arăt eu pe drum, mergem pe drum, lasă că ne vedem cu ea la tineretul. Ne-am urcat în metru și ne-am dus. Ne-am dus la tineretul acolo, când a văzut ăsta, băi, nene, să ne unească un... Băi, Marine, zic, ce mă zic? Îmi dea picioare în cur de alea pe la spate să mă uit, gen, știi, la el. Zic, bă, ce vrea asta? Mă uit la curui. Și nu știu unde, pe la jumatea drumului era prin parc, pe acolo ne plimbam. Îmi spune ea, uite-te și tu un pic la fundul meu, gen, știi? Gen, îi vei să rămolozea la. M-am pătat, m-a întrebat. Și îi zic, capcană, eu nu mă uit, omule, las că mă uit, m-am uitat eu. Și acum pe drum plecăm frumos. Ce crezi? Pe drum am plecat, ce crezi, nici ăsta? Băi, Marine, ești prost? Bă, nu, de ce? Bă, tu ești prost, asta e verișoara lui aia de la parter. Nu dau nume, că poate să uită asta, zic, că mi-e aiurea să dau nume. Cui, mă, verișoara? A, lui aia, da? Da, cu aia, eu și cu ăsta mă chinui cu vecinul ăla. Mă chinui de două luni de zile să ieșim afară cu ea și să vorbesc cu ea și tu ai reușit într-o zi să o combin? Mamă, cu aia, deja mă simțeam. Eu, faceți loc, eu cel mai frumos, deja mă gândeam, mamă, știi? Gen, până aia. Bă, dacă v-a plăcut story time-ul, nu uitați să dați și voi un like acolo și un subscribe, bineînțeles. Ești ora. Și dă-și tu un share, bam, 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 să crește și noi mai repede un like-uri, mă, băieți. Mersi frumos. Pa!